Cu scorul de 2-0, selecționata Raionului Șoldănești a învins echipa din Raionul Rezina. Meciul de fotbal s-a desfășurat în cadrul turneului celei de-a 20-a aniversări de la lansarea săptămânalului Cuvântul. Potrivit regulamentului, în competiție au participat consilieri setești și raionali, primari și angajați din administrația raionelor. Chiar dacă afară era rece și bătea vântul, acestea nu au fost un impediment pentru fotbaliști. Pe tot parcursul meciului ei au demonstrat maestrie și dorință de a obține victorie. Scopul a fost acestor competiții este consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice, dezvoltarea sportului și educației fizice și sport, atenționarea asupra problemelor dezvoltarea acestor probe în toate patru raioanele regiunii Orhei. Deși în debutul jocului, sportivii de la Rezina erau mai energici, gazda a preluat inițiativa. Străduința lor s-a soldat cu succes. Mingea a nimerit de două ori în poarta adversarului. Organizarea și desfășurarea la astfel de competiții sunt foarte bune, foarte binevenite, deoarece primarii din localitățile Republicii Moldova se mai întâlnesc, nu numai la mese rotunde și la simpozioane sau seminare, dar se mai întâlnesc și la, în jurul balonului de fotbal pentru a lega prietenii. Pentru efortul depus la sfârșit de joacă, un grup de sportivi au intrat în posesia unor premii speciale acordate de redacția săptămânalului Cuvântul. Ceva mai devreme, un meci similar s-a desfășurat la Orhei. Echipa gazdă i-a invitat pe fotbaliștii din Telenești.